Și îl avem azi alături pe Marian Drăgulescu. Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră. Cu nu drag. Știu dacă ești pregătit pentru 61 de întrebări, dar... Sunt cam multe. Sunt cam multe, da. Dar eu zic să-i dăm drumul să vedem ce este. Hai să-i dăm. Mai întâi vreau să te descrii într-o propoziție. Poate cea mai grea asta. Nu e foarte grea. Pot să spun că sunt o persoană muncitoare, o persoană ambițioasă, încăpățânată de multe ori și de ce nu visătoare. Ce curajoasă. Consideră prietenii tăi atât de tipic ție? Ceva ce spun mama? Cât de Marian e asta? Nu știu, prin prisma sportului pe care îl fac, probabil că sunt o persoană destul de explozivă, dinamică, rebelă, pe de-o parte. Ce-ți place să faci când ai timp? Când am timp? Nu știu, să mă relaxez, să ies cu familia, prietenii, să călătoresc, să mă plimb. Zi-mi o țară pe care ai vizitat-o și pe care ai vrea să o... Nu neapărat să te muți acolo, dar clar să o revezi. Îmi place, mă rog, țara, orașul Las Vegas. Îmi place foarte mult, am și foarte mulți prieteni acolo și am fost de câteva ori bune și am și stat destul de mult, de câte ori am fost. Așa că îmi place acolo foarte mult și clima și e un oraș destul de viu, da, așa, da, nu... N-a fost să te plictisești, show-uri, tot felul de activități poți face acolo. Plus că le-ai pe toate. E turnul Eiffel în miniatură, e New York în miniatură, da, adică poți le-au înglobat așa. Poți să duci acolo să zici că ai văzut toată lumea. E clar. Zi-mi care e acel ceva pe care tu îl ai și crezi că oricine din jurul tău și-l dorește. nu știu... Palmaresul. Ok. Când erai foarte micuț, ce răspundeai la întrebarea ce te faci când o să fii mare? Măi, urmăream filmele cu Bruce Lee. Deci de mic erai pasionat. Chuck Norris. Bine, dacă mă întreba atunci cineva, normal, karatist și polițist, probabil. Dar... Și culmea că am avut șansa să devin karatist. Primul sport pe care l-am practicat a fost karatele. La ce vârstă ai început? La 6 ani și jumătate. Și nu. Nu ți-a plăcut? Nu mi s-a potrivit absolut deloc. Era foarte departe de unde locuiam. Făceam 2 ore numai pe drum. Era foarte obositor pentru mine. Plus că la antrenament era o disciplină de fier, iar pentru mine la acea vârstă nu se potrivea. Plus că eu sunt o fire mai rebelă și îmi place de multe ori să ies din tipar. Bine, cu ocazia asta sunt și foarte creativ, ceea ce pe mine m-a ajutat în gimnastică, unde poți crea și foarte multe lucruri. La ce te gândești cel mai mult când ești tu cu tine? Cu ce gând îți petreci cel mai mult? Mă gândesc la foarte multe lucruri, cum să le fac mai bine. Ești perfecționist. Cum să mă dezvolt eu și pe plan profesional și pe plan personal. Atâta trăim într-o societate în care toate lucrurile se mișcă atât de repede și totul e în viteză încât... E greu să-ți pasul exact. Trebuie să fii... Simți la un moment dat că nu mai faci față, că mintea se duce în 1001 de locuri și atunci din când în când trebuie să iei o pauză și trebuie să mai petrecem și noi timp cu noi. Da, exact. Zi-mi un alt lucru în afară de gimnastică la care te pricepi foarte, foarte bine. Mă pricep foarte bine la sport în general. Joc și tenis și fotbal. Sunt, să spunem că sunt doar 2 tipuri de oameni pe lume. Din punctul tău de vedere, care sunt aceste 2 tipuri? Cum ai împărțit lumea? Le putem împărți mai multe. Da, nu știu. Slabi, puternici, buni, răi, generoși, mai puțin generoși. Da. Ce admiri cel mai mult la o persoană? Bunătatea. Și bănesc că te enervează cel mai tare opusul bunătății. Da. Dacă ai putea avea o singură superputere, ce ai vrea? Să zbor. Să zbor. Pur și simplu. Să zbor. Ca Superman.
Da. Să fii Superman. Ar fi tare. Zi-mi care e cea mai mare frică ta. Ce te sperie cel mai rău? Cea mai mare frică? Cred că mai nu așa. Frica de necunoscut. Uh-huh. În general. Uh-huh. De ce aduce ziua de mâine? De ce... De ce se va întâmpla peste un an? Chiar sunt, să zic așa, la granița de între a termina sau la momentul în care voi termina cu performanța și ce va urma după. Da. Bine, am o mulțime de plan, posibilități și... Dar de multe ori mi-e teamă să nu aleg bine. Uh-huh. E foarte important să alegi lucrurile în viață. Și uite, apropo de asta, care e cea mai grea decizie pe care ai luat-o până acum? Cea mai grea decizie pe care am luat-o până acum? A fost din punct de vedere profesional au fost mai multe decizii, să zic, care mi-a fost greu să le iau. Uh-huh. Am avut mai multe accidentări în care nu am crezut că voi putea reveni și totuși am făcut-o. Pe plan personal, să zic așa, am avut două relații de lungă durată care s-au încheiat, ceea ce nu este ușor, e o perioadă, da, ușor să treci pe... Da. Au fost, din prima relație au rezultat și doi copii, care iarăși ei stau locuiți la Reșița, eu în București. E greu, na, mă rog, distanță. Viața te pune la multe încercări. Da, și niște situații la care nu te-ai fi gândit. Exact. Zi-mi care a fost cea mai ciudată pedeapsă pe care ai primit-o când erai mic de la părinți. Dacă ți-amintești ceva. Îmi amintesc multe, gen standard, dar una ciudată, să zic, specială, care chiar a contat pentru mine, a fost atunci când am făcut o boacănă, de fapt o boacănă. A venit tata la școală la un moment dat. Fără să îmi spună. Aha. Și fără să... Fusese chemat de învățătoare, de cineva? Da, da. A, bun. Și normal că erau câteva absențe în catalog. Mai era și anturajul în care haide să nu mai stăm la ultimele două ore, că mai bine stăm la... În parc, în parc, la un suc, la... Și țin minte că a venit tata și mi-a tras o privire, că a intrat și în clasă așa, mi-a tras o privire de lângă doamna învățătoare de acolo. Zic, ce mă așteaptă acum acasă? Și eu, de altfel, fiind o fire și destul de rebelă și cât am fost copil, am făcut o grămadă de năzbâtii. Distrugeam prin casă, mă jucam, m-am urcat toată pe televizor, am dărâmat televizorul jos. Adică multe, multe, multe năzbâtii. E, și asta a fost, cam să zic, ultima, cred eu, care am făcut-o și de atunci... Nu știu, genul ăsta de surpriză ciudată pe care mi-a făcut-o tata când a venit acasă. De fapt, eu am ajuns mai repede acasă și l-așteptam. Deja mă încălzeam. Știai ce te așteaptă, da, sau da, nu știai, da, exact. Zice, papară. Și m-a venit tata la mine cu un set de mașinuți, cadou. Și atunci s-a produs ceva în capul meu, un declic. Opa, what? Stai, what? Nu sunt pedepsit, nu nimic. Nu știu, de atunci vreau să zic că cred că m-am cumințit, adică, nu știu, wow, cred că a fost nevoie de o... Dar ce strategie! Da. Păi ce interesantă de... strategie! Deci pe bune, aia țin minte și acum, după atâția ani. Și țin minte că aia, nu știu, s-a întâmplat, wow! Și chiar a avut o urmare în tine. Exact, exact. De atunci n-am mai fost atât de... Un sfat bun pentru părinți. Dacă chiar vreți să mă pedepsiți copiii, faceți ceva de genul. Care e cel mai mare sacrificiu pe care consider că l-ai făcut până în prezent? Pentru cineva drag sau poate chiar pentru profesia ta? Nu pot să spun că au fost sacrificii, uh-huh, pentru că tot ce am ales să fac în viață mi-am dorit. Uh-huh. Așa că nu, da, da. Nu consider că atâta timp cât mi-am dorit, da, nu consider că a fost sacrificiu. Zi-mi o tradiție pe care o păstrai în copilărie cu familia ta și ai vrea să o duci mai departe.
poate ceva de sărbători sau? Clar, Crăciunul și Paștele. Nu știu, din copilărie mi-aduc aminte cu bucurie atunci când ieșeam cu copiii la colindat. Și făceai asta tot timpul? Făceam asta în fiecare an și era, mi-aduc aminte că era, nu știu, pe lângă obicei și, nu știu, venea la pachet cu foarte multă bucurie, foarte multe cadouri, câștigam bani. Se întâmpla de multe ori ca în acea perioadă chiar să vin acasă cu atât de mulți bani încât mama și cu tata se întrebe: băi, ce ai făcut? De unde ai? Hai că tu nu ai fost la colindant. Da. Deci, pe bune. Dacă ai avea un milion de dolari mâine, ce ai face cu ei? Sau ce crezi că ai face cu ei? Aș investi într-o academie de gimnastică. Asta am și doresc să fac. Da, îmi doresc să deschid o academie de gimnastică. Și să, nu știu, să chem copiii către sport. Spune-mi 3 filme preferate. Să mă gândesc. Nu știu, o comedie foarte bună la care mă uit tot timpul cu plăcere. Dumb and Dumber. Nu știu dacă ai văzut filmul. Da. Un film, iarăși, bun, care mi-a plăcut și l-aș vedea foarte mare plăcere, ar fi Jerry Maguire. Doi? Nu știu, și din seriale Breaking Bad, mi-a plăcut. Și am reușit să-l văd până la final, că am început foarte multe seriale și... Și nu le-ai... Da. Te uiți la seriale, adică le începi cel puțin. Încerc să le evit, pentru că dacă începi să te uiți la unul, pierzi nopțile, ești curios, hai că mai e un episod, s-a făcut unul, hai că parcă ar mai intra un episod și sare somnul și... E o capcană. E o capcană. În ce crezi cu tărie, deși n-ai nicio dovadă că există? Nu știu, speranța. Probabil că nu se poate măsura și nu se poate dovedi. Speranța, cred că. Și visul. Da. Zi-mi o întrebare. Care e întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să știi răspunsul? Dacă ar fi o întrebare, dacă există într-adevăr rai și iad. Da? Da. Vreau să știu. Da. Dar ce crezi? Nu știu. Nu s-a întâlnit nimeni de acolo. Nu s-a întâlnit nimeni. Dacă ți-ai putea alege să trăiești pentru o perioadă scurtă de timp, câteva zile, să spunem, într-o altă epocă, în ce epocă ți-ar plăcea să pătrunzi așa, să vezi cu mine? Epoca de piatră. Da? Vreau să vezi ce făcea un homo sapiens și Da. Mi-ar plăcea să văd atunci când lumea a început să comunice și cum s-a descoperit focul și așa mai departe. Sapiens. Da? Da. E scurtă istoria omenirii de la început și e foarte, interesant. Foarte interesantă. Are un limbaj extrem de accesibil, dar spune, adică eu îmi luam brain damage la fiecare rând. Neapărat să citești. Foarte, da. Păi poate mi-o dai dacă ai citit-o. Da, să știi. Să o returnez. Să știi. Zim 2 reguli sau valori personale pe care nu le-ai încălca, orice ar fi. Două reguli. De obicei nu prea mă dau bătut. Nu prea renunț când îmi doresc ceva. Asta e unul. Și de obicei sunt, să zic așa, o persoană care e foarte deschisă și ajută lumea. Adică am bunătatea asta în mine. Nu sunt rău așa, nu sunt... Da. Dacă ai putea fi oricine pentru o zi, în pielea cui ai vrea să fii? Să vezi cum e. În pielea cui? Nu știu, aș fi pentru o zi președinte, de ce nu? Președinte, nu neapărat unul anume? Nu, președinte. Să văd așa, să văd cum funcționează lucrurile și de ce nu în România? În România. Da. Dacă ai putea să stabilești tu o regulă pe care să o respecte toată lumea, ce regulă ai stabilit? De ce crezi că e nevoie cel mai mult? E de seriozitate, cred că asta. Dacă am fi serioși cu toți, cred că am fi mult mai departe. Da. Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut?
Ăla cu, ăla cu parașuta, cred că, da. Fericul cu parașuta, adică nu e ceva care să... Să faci toată ziua așa. Și oricum mi-am dorit să ar de foarte de mult timp, da. Și mă bucur că s-a întâmplat, pentru că odată cu vârsta încep să... Nu știu, să nu mai ai așa de mult curaj. Pentru că țin minte că mergeam în toate parcurile de distracție și alegeam cele mai nebune. Da, nebune roller coaster și sărituri, da, cu coarda și așa mai departe. Și am observat așa cu timpul că din ce în ce mai des parcă nu mai era atât de mult bucurie, cât era mai mult disconfort, o panică. Și ușor ușor am început să mă retrag din din nebunelile astea. Și cred că dacă mai treceau 10 ani, nu știu dacă mai aveam curajul să mă duc la asta. Da. Ce are prioritate când e o decizie? Inima sau mintea? De multe ori inima. Merg pe instinct, merg pe să mă simt bine. Cu toate că nu e întotdeauna ok, dar... Da, de cele mai multe ori. 3 lucruri mărunte care te fac fericit. 3 lucruri mărunte? Da, că așa la lucruri mari e mai complicat. Nu poți să alegi doar 3, eu de asta zic mărunte, deși nu ar trebui să adaug asta parte. Care mă fac mărunte? Nu știu, sunt... Îmi place să mănânc, sunt gurman. Nu știu, mă simt bine atunci când practic orice fel de sport, de mișcare. Și, nu știu, îmi plac și călătorile. Călătorii? Da, călătoresc, am călătorit foarte mult. Ai o listă cu lucruri pe care ți-ai propus să le faci până la final? Un fel de bucket list? Uite, cum a fost asta cu parașuta, cu călătoritul... Îmi dai seama că am câteva destinații. Bine, dar în ceea ce privește călătoriile, dar nu știu dacă e un bucket list la modul ăsta. Deci n-ai neapărat, cel puțin ai o listă scrisă. Probabil sunt lucruri pe care ți le propui și se întâmplă sau nu. Exact. Care e cel mai mare vis al tău în momentul ăsta? Cred că ar trebui cu toții să ne facem un bucket list. Da. În fiecare an. Da, da, da. La început de an. Să mă gândesc la treaba asta. Care e cel mai mare vis al tău acum? Ce îți dorești cel mai mult acum? Păi sunt două lucruri. Să ajung la Olimpiadă și să-mi deschid Academia de Gimnastică. Ce noi dorim mult succes cu ambele. Da, mai am puțin. O definiție a iubirii. Ce înseamnă pentru tine? Normal că trebuie să existe și acea atracție fizică, fără de care nu... Care două persoane, nu cred că... Și normal, există îndrăgosteala aceea în prima fază a relației, dar cred că ulterior contează foarte mult respectul, contează foarte mult încrederea, contează foarte mult bunătatea și, nu știu, dorința de... al face și pe cel de lângă tine fericit. Yeah. Înțeleg că nu este neapărat ok să te dai pe tine la o parte, dar sunt situații într-o relație când, nu știu, în unele situații... Faci anumite compromise, faci pasul înapoi sau dacă, nu știu, pentru a-l face și pe cel fericit. Definiția prieteniei. În definiția prieteniei. Definiția prieteniei. Nu știu, cred că... Poți considera un prieten atunci când... nu știu, la greu îți este aproape. Când ai nevoie de... Chiar ai nevoie de ceva. Și atunci e acolo pentru tine. Da, când ești prieten de ieșit în oraș, Găsești pe toate drumurile, da, corect. În schimb ce la nevoie atunci se dai seama... Prietenul la nevoie se cunoaște, până la urmă e adevărat. E acea vorbă, da. Și acum, da. Și vreau să te mai întreb dacă ai, în ce domeniu, despre ce domeniu sau despre ce lucru ai vrea să știi mai multe, să cunoști mai mult? Uite, despre managementul în sport. Mă gândeam la un dat că sportivii în România, cel puțin,
nu sunt atât de mediatizați, nu există manageri pricepuți, nu știu, să-i scoată în evidență, să-i scoată în față, astfel încât să vină cât mai mulți copii, să aibă idoli, mentori. Îți dorim mult succes. Lucrul ăsta mi-am dorit și mai de mult, că mă gândeam că eu aș avea nevoie și nu n-am dat de un manager până acum. Și mă gândeam, zic, măi, poate după ce mă voi retrage din activitate, zic, poate o să reușesc eu. Cel care ție ți-a lipsit. Da, pentru asta trebuie să cunosc și eu domeniul ăsta. Da. Și, cum spuneai, dacă vreau să cunosc un domeniu mai mult, asta mi-aș dori. Și ultima, dacă ai avea acum la îndemână povestea vieții tale, ai citi ultima pagină? Da, de ce nu? Wow, chiar ai mult curaj. Să știi că sunt mai mult curios decât, știi? De multe ori și curiozitatea asta mă împinge prea departe. Prea pe adică, marginea prăpastiei. Exact. Sunt poate multe lucruri pe care îmi fac rău dacă le aflu, dar curiozitatea mă împinge într-atât încât după aceea zic, aolea, de ce? Chiar a fost nevoie să știu eu toate astea, dar... Da, sunt foarte curios. Mulțumim mult, Marian, pentru interviu. Și mult succes la Olimpiadă și peste tot și să ți se împlinească cel mai mare vis. Măi, sper că, cu ocazia asta, dacă ne-am și întâlnit, sper să ne urmărești și tu, sper să fi câștigat un fan al gimnasticii, de ce nu, și să fii alături de noi în competiții. Avem competiție și în București. Cu această ocazie poate vii și ne susții. Să le spunem și telespectatorilor tuturor. Și acum o să te rog să te uiți în camera de prin plan și să le dai un mesaj happy telespectatorilor noștri, orice vrei tu să le transmiți. Dragi telespectatori ai postului Happy, vă doresc să aveți o zi frumoasă, să fiți happy de fiecare dată cum uitați la acest post. Numai bine!